Tuturor, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Adriana și astăzi avem un nou subiect sex ed și anume cât este normal să dureze o partidă de sex. Și aici vom discuta mai pe larg. Când vine vorba de durata sexului, fiecare cuplu va spune altceva, bineînțeles. Dar noi vom discuta în medie și vreau să vă zic de la început că sunt foarte mulți factori care influențează durata sexului, inclusiv ce considerați voi a fi sex. De exemplu, unele cupluri consideră sexul fiind doar penetrarea, perioada de penetrare. Acum, haideți să vedem ce poate afecta durata când vine vorba de sex. Există destul de mulți factori care pot influența durata unei partide de sex și anume ce considerați ca fiind sex. De exemplu, unele cupluri consideră că doar penetrarea este sex, da? Alte cupluri, de exemplu, consideră, da, de la început, inclusiv preludiu până se termină actul, inclusiv aftercare-ul, da, îngrijirea de după, este considerată tot sex. Deci, ține de fiecare cuplu. Apoi vine vorba de și de ceea ce îți dorești de la o partidă. De exemplu, dacă vreți ca amândoi să ajungeți la orgasm, cel mai probabil va dura mult mai mult comparativ cu o partidă poate unde doar el ajunge la orgasm și doar atât. Următorul factor ar fi și mediul în sine, schimbările din viața voastră. Să zicem că niște părinți noi, da, mă refer la părinții tineri care abia au făcut un copil sau au copilași mai mici, clar, cel mai probabil o partidă de sex va fi mult mai scurtă decât un cuplu care este liber și nu are copii sau griji. Trebuie să luăm în calcul și orientarea sexuală. De exemplu, un studiu din anii 2000 și ceva ne spune că în cuplurile de femei sexul durează mai mult, da, și este mai satisfăcător decât într-un cuplu unde este doar o femeie și un bărbat. Trebuie să luăm în calcul și sănătatea, bineînțeles, pentru că nu toate cuplurile sunt super sănătoase. De exemplu, unii bărbați suferă de ejaculare precoce sau au diabet, da, disfuncție erectilă apare. La femei poate există endometrioză, poate există diverse probleme care pot face actul în a fi mai scurt. Trebuie luată în calcul, bineînțeles, și vârsta. Atunci când suntem tineri, sexul este mai lung, da, și poate și mai des. Dacă vom compara cu un cuplu mai în vârstă, cu cuplurile mai în vârstă, bineînțeles că ei pot fi afectați, deoarece apar și problemele de sănătate și atunci partidele pot fi mai scurte și mai rare. Nu în ultimul rând, trebuie să luăm în calcul și locul în care ești născut și unde trăiești. De exemplu, Turcia are cel mai scurt act sexual, undeva la 3 minute și ceva, 3 minute și 7 secunde. Asta deoarece există foarte multe norme din punct de vedere cultural. Un studiu din 2005, din păcate doar pe cuplurile heterosexuale, ne arată că o partidă ar fi undeva la 5,4 minute. Și aici ne referim doar pe bărbatul care ejaculează, din punctul ăsta de vedere, fără a lua în calcul și plăcerea femeii și orgasmul ei. Deci, strict ne referim la bărbatul care ejaculează. Totuși, avem un studiu mai recent care se axează și pe orgasmul femeilor și ne arată că o partidă satisfăcătoare pentru o femeie dintr-un cuplu heterosexual, deci un cuplu unde există un bărbat și o femeie, ea ar avea nevoie de 13 minute și 41 de secunde pentru a ajunge la orgasm și pentru a avea un sex satisfăcător. Deci,
nu prea se pupă 5 minute cu 14 minute aproape. De asta este foarte important să comunicăm, să ținem cont de lucrurile astea. În general, bărbații ejaculează mult mai repede comparativ cu orgasmul unei femei care are nevoie, bineînțeles, de mai mult timp. Femeia abia se încălzește, da, în alea 5 minute și bărbatul deja a ejaculat și uite așa apar frustrările și stresul în relație. Deci cumva noi trebuie să ajungem la un numitor comun dacă e să o luăm așa. Este foarte important voi în cuplu să comunicați și să vedeți dacă puteți să ajungeți la un numitor comun. De exemplu, cum faci să termin mai repede, da? Hai să o luăm cu doamnele, da? De exemplu, puteți să folosiți o jucărie sexuală care vă poate stimula în timpul sexului și atunci să ajungeți la orgasm mult mai rapid. Cum faci tu ca bărbat să dureze mai mult actul sexual pentru a exista mulțumire din ambele părți. Puteți să integrați și anumite tehnici, cum ar fi edging, de exemplu. Edging este o tehnică extraordinară atunci când vrei să prelungești actul sexual. Continui, faci sex și în momentul în care ajungi, simți că ajungi la punctul culminant, faci o pauză, da, și revii și continui. Bineînțeles, poți să-l pui și pe el să te stimuleze, da, în timp ce el te penetrează. Te poate stimula să vă folosiți mâinile și tu la fel. Există foarte multe tehnici pe care le puteți integra pentru a ajunge la un numitor comun. Cel mai important, în schimb, este să vă cunoașteți corpul ambii, să fiți, să vă cunoașteți exact ce vă place, cum vă place și care ar fi timpul exact pentru a avea un orgasm. Acum, nu există, să fim sinceri, un timp de care voi trebuie să vă țineți și să fie totul extraordinar din punctul ăsta de vedere, să fiți la ceas, cum s-ar spune. Nu. Fiecare cuplu știe cel mai bine, bineînțeles, atâta timp cât există comunicare, știe cel mai bine cum ar trebui să fie. Trebuie să-ți cunoști partenerul, trebuie să-ți cunoști partenera, bineînțeles. Deci, într-un final, nu există o perioadă exactă, dar un timp exact pentru durata sexului. Fiecare cuplu știe mai bine pentru el și, într-un final, nu există o definiție standard când vine vorba de durata actului sexual. Cel mai important este să comunicați, să vă simțiți bine, să nu vă fie rușine de corpurile voastre, să puteți comunica orice vă doriți cu partenerul și cu partenera, să vă focusați în general pe plăcerea celuilalt partener atunci când este necesar, așa puteți să faceți sexul să fie mult mai bun și un mult mai interesant. Cam acesta a fost clipul de astăzi. Sper că am reușit să vă aduc niște informații noi și să comunicați în cuplul vostru, să vă încurajez să comunicați în cuplul vostru, să puteți folosi, să vă folosiți de jucării și de orice alt ajutor pentru a îmbunătăți viața sexuală. Bineînțeles, dacă vă doriți, pentru că există unii oameni care nu văd sexul ca fiind o plăcere, da, și eu îl văd doar un motiv de a se reproduce și atât. E perfect normal dacă asta este credința lor și consideră că asta este menirea lor pe pământ. Perfect normal, nu suntem noi în măsură să judecăm atâta timp cât au grijă de acei copii și le oferă o viață bună. Nu uitați să mă urmăriți și pe rețelele sociale, Instagram, TikTok, Facebook. Orice întrebare aveți, puteți să lăsați în comentarii. Vă pup și aveți grijă de voi. Bye, bye!